invitat și astăzi Dimitrie vă va explica o figură nouă. Sombrero. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Și acum să explicăm figura. Din pasul de bază, pasul de doapera. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. În 6, 7 schimbăm priza. Ajungem cu mâinile încrucișate, o priză dublă. Pe timpul 8 avem un tap, atât băiatul cât și fata. Băiatul cu piciorul stâng, fata cu piciorul drept. Urmează exact ca la Vasila, diferența este că aici conducem fata cu două mâini, în față și rotund, să imprimăm o mișcare prin care, prin pivotări, fata se va întoarce 360 de grade. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Și bineînțeles, urmează direcția nouă. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sombrero. Vă așteptăm la următorul clip. Pa, pa!